Pentru că Emil Boc e omul care a făcut și face în continuare schimbarea României. Nu e singur. Eu pun aici pe Dragos, să spun, sau poate în primul rând pe Dragos. Din această poziție, Emil Boc nu poate fi altceva decât lider într-un moment istoric, liderul unei direcții istorice. Și nu un prim-ministru oarecare, nu un prim-ministru de parcurs, de etapă. Vasile Blaga n-a avut această șansă. Vasile Blaga